Numele lui Adrian Mutu pare să atragă scandal după scandal. Atacantul Fiorentine a fost înregistrat de Serviciul Român de Informații în dosarul lui Nuredin Beinur, un cunoscut interlop constanțean trimis în judecată pentru șantaj. Beinur i-ar plăti mese fotbalistului, ar profita de imaginea lui ca să facă bani din reclamă mascată și este preocupat de afacerea cu bijuteria lui Consuelo, soția briliantului. Într-una dintre registrele seriei, Adrian Mutu este foarte supărat pentru că a fost nevoit să-și achite consumația la restaurantul lui Nure din Beinur. Mi-ai zis mie, te lăsam eu să plătești, băga mea și în nota lor să-mi bag. Păi puteai să le lași vorba, mă la fraieri. Nu mă duc la tine la restaurant și în mea mă pun ăștia să plătesc. Ai zis că pleci, nebunul satului. Ai zis că pleci. Eu știam că te duci tu. Că data trecută m-a ridicat fără să plătesc. M-am făcut de râs, cred că. Dar nu mi-ai zis că te duci mutulică. Interceptările telefonice scot la iveală și afacerile briliantului cu din Beinur. Interlopului propune fotbalistului să filmeze un reportaj în Turcia, moment în care Mutu se interesează ce banii se cuvin. Păi, o să-ți dea și cașcaval dacă e. Da, mă, dar eu mă gândeam la alte variante. Cam am eu niște miliardare acolo și să-ți dea niște case pe acolo. Auzi, mă, dacă vor turcii să facă ceva cu mine, să-mi plătească tot, absolut două zile. Și să-mi dea 50 de mii de euro. Păi da, și ne plimbăm pe acolo, poate o legăm și cu turcii ei Uite, domne, mi-am luat casa aici, vrăjeală. Și atunci eu știu cum o le, cu miliardarii ăia, cu case și cu alea. Când niște prieteni de mei fac acum un șir de asta de vile de lux, știi? Bă, vreți să asta? Uite, dați lu asta o casă, vedem cum facem. Și vă face reclamă. Nu din Beinuri și mai mulți complice acestuia au fost trimiși în judecată săptămâna trecută pentru șantaj, abuz în serviciu și favorizarea infractorului.